Avem aici un CEO și un, deci general manager, vreau să zic, doi CEO, care vine acum să ne spună dacă tot ce s-a vorbit până acum este așa, i-a ajutat, ne-a ajutat. Și am să rog să înceapă pe domnul Gabriel Pantelimon, country manager la, country general manager la Xerox România, care a început la Xerox ca și prima dată... Manager. Cum ați fost la mea dată? Ați fost un internship, nu? Nu, am avut o bursă sponsorizată de Xerox și când am venit, a fost în Marea Britanie, când am întors în țară, m-am dus, am văzut la ușă, deși nu era nimic garantat. Am văzut la ușă pentru că ați plătit 2 ani pentru mine, pentru bursă, ce ar fi să-mi dați un job. Prima reacție a fost, e hire freeze, nu avem postul. Dar din vorbă în vorbă, după jumătate ore, ia, vină tu luni și mai vedem ce se poate. Și așa am obținut rolul în vânzări, deși inițial au vrut să mă pun în financiar, am zis în inginer, ce să fac eu financiar? Și așa că am ajuns în vânzări. Da. Vă rog să-mi dăm prima aplauze. Mulțumesc pentru invitație. Sunt Gabriel Pantelimon. Lucrez la Xerox din 1997. Am mai apărut 17 ani undeva pe o prezentare anterioară. Am început în vânzări, apoi director de vânzări. Am avut cumva o carieră în urcare de-a lungul celor 17 ani. Am avut și o poziție regională, mulțumesc. Am avut și o poziție regională la nivelul Europei Centrale de Est, mă rog, Israel și Turcia, erau Polonia, Ungaria, Cehia, țările în zona noastră. Iar de 4 ani, chiar luna noiembrie acest an, sunt prins 4 ani de când sunt directorul general. Acum, CEO, director general, nu cred că e relevant, apropo și de branding-ul personal. Tind să fiu de acord cu domnul Grecu, să consider că... Dar depinde foarte de ce dorești în viață. Adică dorești să ai un branding personal puternic sau îți dorești să ai sentimentul lucrului bine făcut și acolo unde ești să simți că ești satisfăcut din punct de vedere personal. Pe de altă parte, nu se exclud. Adică nu cred că există. Și știți cum, cine a mai trecut prin, eu știu, cursuri, se spune, în general, un business, depinde. Nu există un răspuns adevărat sau corect la nicio întrebare. Sunt uimit să văd ce bine ne-am legat cu prezentările. E fantastic. Și nu ne-am vorbit. Păi cineva a gândit program. Cred că cineva mulțumim frumos! Deși am dat prezentarea ca seară undeva, dar nu a fost timp de... Dar cumva cred că ne ridicăm mingea la final unii altora și asta este foarte bine. Poate vi se pare un subiect simplu. Comportamentul liderului. Poate o chestiune de bază, așa. Cum se comportă liderul la locul de muncă. Dar de cele mai multe ori, exact lucrurile simple sunt cele importante. Și exact lucrurile simple sunt cele pe care le trecem foarte repede cu vedere. Și așa dăm o conotație leadership-ului. E un concept așa complex și este complex, într-adevăr, dar dăm așa un mister și oarecum s-au descurcat oamenii ăștia foarte ocupați cu atâția. Lucrurile se întâmplă, cum spuneam și mai devreme, zi de zi, muncind în continuu, abordând toate lucrurile, sigur, cu o viziune, cu o direcție, știm teoria din spatele conceptului. Dar să nu uităm lucrurile simple și exact în perioadele mai dificile, atunci uităm lucrurile simple, care sunt foarte importante. Și vorbeam, am trecut prin atâția ani dificili și încercăm să sofisticăm, să căutăm răspunsuri complicate, complexe și uităm exact lucrurile de bază, care până la urmă sunt foarte importante și aici vă aduc în discuție chiar și un concept care a fost spus mai devreme, cultura organizațională, implicarea angajaților. Și eu cred că, din punctul meu de vedere, comportamentul liderului are un impact major în ceea ce înseamnă cultura organizațională și implicarea angajaților. Și au mai fost studii anterioare care spuneau exact, partea cu banii era undeva mai jos. Deci nu e de mirare. Că și acest nou studiu spune același lucru. Exact calitatea, încrederea în conducere sunt dintre cele mai importante. În același studiu, acum câțiva ani, dacă vă aminte, spunea că principalul motiv pentru care oamenii pleacă dintr-o organizație
repetă șeful direct. Acesta era principalul motiv. Nu erau banii, nu, era șeful direct. Bun, și pentru că nu mai e mult timp, de era, cred că am trebuit două minute, o să vorbesc de caracteristici majore a leadership-ului, de eșec în leadership și apoi un pic vin în zona corporatistă Xerox, să vă spun cum își construiește Xerox liderii astăzi. M-am folosit de copy-paste și, apropo de branding personal, să construiești pe ideile altora și am folosit noțiuni dintr-o carte. Nu vă spun deocamdată despre ce carte este vorba, o să vă spun mai târziu. Vă pot spune că valorile de bază însă nu s-au schimbat de mult timp în leadership. Cel puțin și eu sunt de acord cu acest lucru. Caracteristici majore ale leadership-ului. Curaj. Și apropo mai devreme. Apropo de ce spuneam, că ne legăm extraordinar. Curaj. Ca și lider, ai nevoie de curaj. Lumea nu va fi condusă de cineva care nu are curaj. Și nu are curaj să facă schimbare. Și nu are curaj în a lua decizii. O să fii hotărât în a lua decizii. Un lider care nu ia decizii și mai stau pe ea și mai stau două săptămâni și nu este bine văzut de oameni. Bineînțeles, trebuie să definești planul. Bineînțeles, trebuie să cunoști detaliile poziției în care ești. Nu poți să spui că o să fii ineficient legat de ceea ce trebuie să faci tu ca și lider. Nu poți să spui că n-am timp să mă întâlnesc cu clientul pentru că, nu știu, am urmă la dentist. Da? Autocontrol. Oamenii nu vor fi conduși de acei lideri care sunt, cum se spune, în toane. Astăzi se exaltează, mâine sau pe moment sunt drastic sau iau o poziție radicală ca peste două minute să le treacă, ca peste o oră să cine știe ce încetoane. Și poate ați întâlnit în organizația dumneavoastră, nu mă duc astăzi că nu e în toane bune. Nu este ok. Business-ul nu așteaptă toanele cuiva. Un ascuțit simț al dreptății. Bine, aici am și tradus, că e o carte în engleză, sper că am tradus cât de cât în regulă. Am întâlnit mult în organizații cele două măsuri. Asta vreau să spun aici. Nu se poate ca lider și nu dai un mesaj bun dacă ai favori, dacă faci favoritism, dacă aceea situație judeci diferit. Mai ales referitor la oameni. Este nevoie să fii consecvent, trebuie să dai mesajul corect și să abordezi acea situație, sigur, într-un mod considerat identic, astfel încât lumea să vadă că ești liderul întregii echipe. Și, poate, nu mă refer la seniore, tot de aici suntem lideri, absolut, acolo unde suntem noi suntem lideri. Și știți foarte bine, acolo ești lider formal și de informal și mai departe. Vorbeam aici de, se vorbea mai devreme, domnul Simu spunea, de fișa de post. Inclusiv ca și lider, fiind modele pentru organizațiile noastre, trebuie să dăm exemplu și să facem mai mult decât scrie fișa de post. Apropo de cultura organizațională, dacă noi nu vom face acest lucru, atunci nimeni nu va face acest lucru în firma noastră. Va spune, nu e jobul meu, nu scrie fișa de post, dar nu știu cum ne mișcăm înainte. O personalitate și o apariție plăcută. Contează. Aici legat un pic și de empatie, și de aparențe, și de modul de comunicare. Contează foarte mult, apropo de comunicare, acest lucru. Empatie, bineînțeles, să dai timp, să asculți, să reflectezi, dar să le dai oamenilor posibilitatea să spună, fără să reacționezi, cum spuneam mai devreme, cu toamnă. Asumarea responsabilității, un lucru foarte important. Și aici nu vorbesc de succes, vorbesc de eșecul principal. Nu. Eșecul, și aici, într-adevăr, vorbesc de liderii, eșecul sau problemele sau insuccesele sunt responsabilitatea liderului. Dacă începem să dăm vina mai jos, deja s-a terminat și s-a toată încrederea, pentru că tot ce spun aici poate fi cumva, mai ales prin perspectiva implicării angajaților, pus sub umbrela încrederii.
și cooperarea. Ca și lider, trebuie să dăm mesaje în organizații de cooperare. Sigur, conflictele sunt ok, atât timp sunt constructive și când se reprezintă dezbatere de idei, dezbatere de soluții, dar nu conflictele care sunt la Mioma și Dărine, am plecat și nu se mai întâmplă nimic. 6 minute. Apropo de eșec, vă așteptați, bineînțeles, ca partea de eșec să fie cumva invers caracteristicilor majore. Și este adevărat, unele limitele așa și sunt. Spuneam mai devreme și o să trec un pic mai repede. Ineficiența privind detaliile poziției. Adică nu pot eu să fiu neorganizat și să dau un mesaj că nu sunt organizat, că n-am timp, că absolut nu este în regulă. Iarăși, a apărut și, apropo de job description, pot să zic, nu, nu e treaba, trebuie să dăm un exemplu în film, altfel lucrurile nu se întâmplă. O chestie interesantă. Vorbeam de MBA-uri, de studii. Sunt mulți cu diplome și important este ce facem cu ceea ce știm și cu ceea ce am învățat. Și am rezultate. Și cred că în urmă, noi am văzut un videoclip chiar pe site-ul din Televis, apropo de execuție. Exact asta se întâmplă. Știm multe, facem strategii, ușor să faci strategii, dar execuția ne omoară. Și acolo este exact important și cum am urmă, rezultatele și când trage linie, atunci e clar că lumea. Liderul respectiv a pus organizația către o anumită direcție și a și reușit. Planul de succesiune. O chestie iarăși importantă, care n-a apărut în caracteristicile majore. Dar aici e trecută ca și teamă de competiție din partea subalternilor. Nu avem să avem o organizație bună dacă nu avem oameni în jurul nostru foarte bun. Dacă nu avem un jur chiar mai bun decât noi, atunci de unde să vină succesul? Tu, ca și lider, nu poți să le faci niciodată pe toată lumea și nu o să știi niciodată. Iar succesul, până la urmă, unui lider este că și unul la unul lasă organizația cu din moment. Se mute mai departe. O lasă mai bine decât în momentul când a preluat-o și doi, o lasă cu un lider care la rândul lui poate să facă acest lucru mai departe. Nu e după mine fotoc. Lipsa imaginației și aici credeți viziune, planuri și aici, iarăși, egoism sau acaparea succesului. Când e vorba de succes, nu eu am făcut. Nu sunt cei. Este vorba de echipă, este vorba de colectiv. Lipsa autocontrolului, și am vorbit mai devreme. Lipsa de realitate. Iarăși o chestie foarte importantă. Acum nu că suntem de 17 ani, înțeleg să spun acest lucru, dar nu pot să cer realitatea nu aveți loialitate. Și loialitatea atât față de angajați, și de organizație, și ea probabil atât de valori. Loialitatea este importantă. Și două lucruri foarte interesante și poate le vedem, din păcate, în jurul nostru. Oameni care simt nevoia să-și arate poziția. Respectul nu se câștigă așa. Nu, eu sunt director general, trebuie să sau vin și îmi arăt poziția asta, îmi arăt autoritatea. Nu așa se câștigă respectul. Și cum să spunem mai devreme, exact prin ceea ce realizăm, exact prin modul în care comunicăm cu oamenii, exact prin a pune umărul alături. Să vă spun despre ce carte e vorba. Think and Grow Rich, Napoleon Hill, nu știu, poate câțiva dumneavoastră ați recunoscut, dar a fost scrisă în 1937. Mi se pare de actualitate. Apropo de valori. Sigur că o să vă arăt mai departe ce înseamnă lumea corporatistă în Xerox. Termenii s-au schimbat. Folosim alți termeni. Ne-am chinuit să-i traducem din engleză română pe cei corporatiști. Nu este chiar așa ușor. Dar valorile nu s-au schimbat. Cartea, nu știu dacă a citit-o cineva, a citit-o, Think and Grow Rich. Sigur, e o carte scrisă de un autor american. Sunt anumite pasaje chiar bazate pe
materialism, adică cum să faci bani. Eu personal nu sunt neapărat, dar trebuie luată ca în orice piață, trebuie luat lucru pozitiv de acolo. Dacă vă interesează să faceți o carieră sau să faceți chiar bani, luați cartea, sunt lucruri interesante, sunt chestii de genul vreau să fac 2 milioane de dolari și îmi scriu pe o hârtie și citesc zilnic și îmi citesc zilnic la culcare și spun de 100 de ori că vreau să fac 2 milioane de dolari până... Mă rog, depinde de fiecare, cum își dorește... Cum își dorește... La Xerox. Și cum mai... Cum deja te spun? Sunt două capitole mari, să le spunem așa, în care Xerox își dezvoltă oamenii și liderii. Bineînțeles, primul capitol este dedicat și cu raportat la oameni, abilități interpersonale, toate relații, de inspirație, de capacitatea de a încheia și a dezvolta o echipă, apoi abilitățile personale, integritate demonstrată, flexibilitate, credere în sine. Multe dintre ele, sub alte cuvinte, au fost deja pe slide-uri dinainte. Numai că sunt alte... Și apoi, bineînțeles, ce înseamnă leadership raportat la business. Să înțelegi business-ul, să poți să iei decizii complexe, spune mai devreme de să iei decizii. Creativitate, deschidere de schimbare, apropo de spune de curaj, orientare de rezultate și procese de business. Reflectare și mie îmi pare foarte important. Fiecare dintre noi și trebuie să stăm să reflectăm ca și lider. Care este propoziția noastră de valoare? În general, pentru organizație, pentru oamenii din jur, pentru oamenii care conducem. Vorbim de propoziție de valoare ca și organizații. Avem produsele cu tare, avem serviciile cu tare. Fiecare dintre noi avem o propoziție de valoare. Trebuie să stăm să ne gândim cu ce vin eu în fața colectivului. Eu personal, apropo de comportamentul meu. Cum îi inspir pe ceilalți, ce fac eu zi de zi, astfel încât toată organizația și cultura susține performanța sau ceea ce vrem să facem noi cu organizația respectivă. Și un al doilea aspect, chiar dacă pare, apropo de învățare, numai prin chiar ceea ce facem astăzi, zilele acestea, exact despre asta este vorba. Despre învățare, despre a lua câte puțin, despre a lua ceea ce ne este de ajutor. Și învățăm nimic, dacă formal sau informal, e un concept deja, sau un concept, se spune mult, dar învățăm în continuu, chiar dacă iarăși pare simplu, să nu uităm lucrul ăsta. Lucrurile simple, de obicei, sunt cele care dau valoare. Vă mulțumesc mult de tot! Mulțumim! Mulțumim pentru prezentare. Vă rog, dacă aveți întrebări, avem o întrebare acolo. Eugen Cincu, mă numesc. Vreau să vă întreb dacă Xerox-ul crește în momentul ăsta. Am lucrat 16 ani la IRUC. Și a fost o instituție care a fost demolată din interior. Între ce ani? Până 90. Pentru că asta vă zic, Xerox s-a primit, a trecut 45 de ani pe piața din România. Deci de asta da, dar noi făceam servisul pentru Xerox. Da, păi am premiat, am trecut ingineri de servis care au împlinit 30 de ani de lucru în țara asta. Deci, dacă crește și deci refaceți rețeaua angajând oameni. Asta era ar fi fost o întrebare. Și vreau să-i dau un răspuns doamnei Riz. Cumva a vorbit de hidroelectrica și Petrom? Bun, să răspund eu. Se rog. Doamna Riz mă răspunde. Întrebarea gramă. Se rog, România crește. Iar la nivel global este cumva pe aceeași, la același nivel de venit. Încă în România crește. La nivel global este cumva, dacă vorbim anul ăsta, cam pe același nivel ca acela al anului trecut. Important la Xerox și dacă mi-ați ridicat mingea la filmul, e momentul meu de publicitate. Xerox e într-o transformare majoră din ceea ce a fost un inovator, furnizor, dezvoltator de hardware, apropo de copiere, imprimare. În momentul acesta, Xerox este un furnizor de business process outsourcing.
Infrastructure Technology Outsourcing. În 2009 observ că s-a achiziționat o firmă americană, Fiat Computer Services, care exact BPO ITO face. Xerox vede evident viitorul în servicii și zona de printing cu provocările la ordinea zilei și este într-o transformare majoră. Ca orice achiziție, nu este ușor. Două culturi absolut diferite. Ați vorbit probabil de multe ori de achiziții, de mergers. Pe de altă parte, pași se văd, sinergii se văd și sunt sigur că viitorul arată bine, ca să nu spun de bine. Mulțumesc frumos! Mai avem un exemplu. V-ați făcut un